Salutare și bine v-am găsit la Doza de Reciclare, serialul în care vă arăt cum să colectați separat mai multe tipuri de ambalaje pentru reciclare. Reciclarea este un proces prin care un anumit tip de material este transformat într-un produs nou. Trebuie să vă spun însă încă de la început că atât colectarea, separarea, cât și reciclarea sunt procese care presupun costuri mari logistice și umane. Așa că înainte de reciclare trebuie să ne gândim mereu la alte două principii sănătoase pentru noi și mediu. Vorbim despre reducere și reutilizare. Și vă dau și două exemple. În loc să puneți fructele și legumele în câte o punguță de plastic de la magazin, mai bine apelați la un săculeț de pânză reutilizabil care poate fi spălat și folosit de mai multe ori. În acest fel, reducem consumul de plastic. În cazul reutilizării, vă arăt acest borcan de murături pe care l-am cumpărat de la magazin. După ce am golit conținutul, am lipit pe el o sfoară, o ață de la flori și l-am transformat într-o vază mică ce poate fi pusă pe birou sau chiar în bucătărie. Dacă totuși nu puteți refolosi anumite materiale, abia atunci ajungem la reciclare, tema serialului nostru. În fiecare săptămână vom vorbi pe rând despre un tip de material și vă voi arăta cum să-l colectați separat corect. Pentru că dacă tot facem un gest frumos pentru mediu, măcar să-l facem așa cum trebuie. Apoi vă voi spune cât de simplu este să găsiți cel mai apropiat loc de casa voastră unde puteți duce aceste materiale. Ajutorul nostru de bază este hartareciclării.ro, prima platformă națională care centralizează toate punctele de colectare separată din țară. Așadar, vă invit să vă luați doza de reciclare de la noi în fiecare săptămână. Pe curând!